Am ajuns în Riopar. Suntem la un magazin unde facem câteva cumpărături. Am coborât mult, mult de tot astăzi, tocmai din, de acolo din parc. Și acum continuăm mai departe către Alcaraz și ușor, ușor către Valencia. Suntem în orașul Alcaraz, aici în Spania, și este absolut superb. E unul din cele mai faine în care am fost vreodată și sigur cel mai fain din excursia asta. Se vede absolut fantastic și abia am intrat aici într-o piață foarte, foarte șmecheră. Totul străduțe înguste, piatră, să mai explorăm un pic pentru că e absolut genial. Și după asta mergem ușor, ușor către un loc de campat, că se apropie, mai avem 2 ore de lumină. Ziua 8-a, suntem lângă Robledo. Am campat aici într-o parcare de autorulote. Evelyn se întoarce cu vasele spălate. Trebuie să strângem corturile, am mâncat și ne pornim într-un final către Albacete, destinația zilei de astăzi. Vase spălate, am zis. Mâini înghețate, asta n-ai zis. Gură mare. Hai la vale. Chef și băie bună. Așa. Am ajuns în Albacete, ultimul oraș mai mare înainte de Valencia, și am fugit tare, tare de tot de ploaie, iar acum băieții sunt la supermarket să ne facem plinul pentru următoarele 2 zile și jumătate. Apoi o să vizităm puțin orașul, trecem prin el să vedem ce are frumos în centru și dacă nu plouă,
Ne ducem ușor, ușor către est, da, către est, către Valencia, unde ar trebui să ajungem peste vreo două zile. Unde mergem, Evelin? Pe Valencia! Celălalt oraș. Valencia.